Hai terminat? Gata? Ai terminat repede, da? Ți-era foame, nu? Bineînțeles. Ai golit, ai lins tot. Tu unde ești? Știu că mai vrei, bineînțeles. Tu ești o nehalită. Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Bogdan și voi urmăriți canalul Viața la Țară. Și astăzi începem cu căței. Căței pe care i-am și pe care tocmai ce i-am hrănit, doar că la noi e o regulă. Trebuie hrăniți separați pentru că nu se bat pe mâncare, dar avem aici o domnișoară nehalită care nu se satură și trebuie să dăm cu porția, pentru că și câinii, ca și oamenii, pot să mănânce până vomită. Și trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Mai ales câinii de tale mare, sunt anumite rase care sunt disperați după mâncare și nu se pot abține, mai ales dacă le place ceva. Eu tocmai ce le-am dat acum la cei patru câini pe care am, o conservă dintre asta Golden Dog cu văcuță. Am dat o conservă întreagă la patru câini. Unul de talie mare, să spunem, nu cea mai mare, nu este un talia uriașă, să zic, e o talie normală, un Golden Retriever, o cățea mai exact, pe care o cheamă Kira și probabil o cunoașteți cei care sunteți abonați. Am băgat un țarc, adică am închis un țarc separat, acolo având vasul de apă, mâncare, plus o găleată mare pentru apă separat. Ea mănâncă prima. Cindy, unde ai plecat? Aici o avem pe Lily, care și ea văd că a mâncat, că se linge pe bos și udă. Da, o avem pe Lily, un bișon. O mai avem pe Mișa, pui din această cățelușă, tot un bișon. Și pe Cindy, care ați văzut-o la început și a plecat. Haide, uite că a venit și domnișoara. Gata. Da. Și astea două mănâncă separat. Cealaltă, talie medie, Cindy mănâncă separat, aia mare separat. Când le las libere, stau grămadă fără nicio problemă. Ia uite. Asta e o cățelușă pe care o am de face, cred că face 7 ani, dacă nu greșesc, în iarnă, în ianuarie. E o cățea pe care am găsit-o în fața porții aruncată când era un pui mic, cred că avea 3 săptămâni. Și de atunci am adoptat-o, am luat-o, este cățea sterilizată. A avut o serie sau două de pui la început, în primii 2-3 ani. După am sterilizat-o și nu avem nicio treabă. Și asta și aceea de acolo e sterilizată. Urmează și pe astea mici să le sterilizăm. Asta are abia un an. Un an și câteva luni. Trebuie să o sterilizăm. Pe toate. Pisicile noastre sunt toate sterilizate. Da, stai că stau cu cutia în mână. Trebuie să le dau și la curcani. Deci v-am spus, conserva asta eu de obicei le cumpăr de la Agroland. Adică are un kil 200. 1200 de grame parcă. Și îmi ajunge pentru o porție la toate cele patru. Le dau mixat, când le dau granule, când le dau granule tot așa cumpăr de la sac. Sunt mai multe branduri. Uite, asta mică e în călduri. Dar am spus că trebuie să le sterilizăm și pe astea ca să nu mai oricum nu le dau la câine. O singură dată a făcut pui Lily. A avut 3 pui, unul l-am păstrat, am dat-o tot la bișon, unul l-am păstrat și doi, unul l-am dat la tatăl puilor și încă unul tot la tatăl puilor la o rudă. Adică, na, nu scot câini, nu vând câini, nu mă interesează treaba asta și nici nu am de gând și pur și simplu o să le sterilizez și pe astea două, cât de curând posibil. Oricum, la noi în curte nu intră niciun câine, ei n-au cum să se coțăie fără să aibă acordul, ca să zic așa. Da, și vor toate joacă, sunt niște disperate. Și dacă o lăsam și pe aia mare, acum am dărâmat camera cu totul. Da, spuneam că vreau să le dau acum la curcănei niște dovlegei, că le plac foarte mult dovlegei la curcani. Așa. Stați așa să văd cum pun eu camera acum.
avem și un motanel care a urcat aici și el curios. Care-i treaba, frumosule? A venit și a plecat cum a venit. Da, le-am dat mâncărică. Toate sunt la năpârlire, deci le fac curățenie, cred că de două ori pe săptămână și parcă nu s-ar vedea nimic. Bineînțeles că fac și găinață foarte mare, dar sunt penele astea împrăștiate peste tot la curcănei. Le plac foarte mult dovlecei la curcani și nu doar dovlecei, le dăm și morcov, le dăm legume. Aoleu! Ce tati? Uai, ce faci? Cu te ce? Ce te-a încălțat? Ce frumos ești! Ce ți-a dat mami în picioare? Ai fericire, ai venit aici? Ai venit? Și ai plecat cum ai venit. Îi plac extrem, extrem, extrem de mult animalele. Și o lăsăm să ia contact cu ele. Bineînțeles, cu o limită, suntem atenți, dar noi nu avem câini periculoși și nu avem animale care să atace. Ia uite. Ce-i mă, fată? Ce-i Miruna? Da, tata. Ai venit în vizită? Treaba de dimineață, da? Toată lumea? Nicolae e la grădini. Miruna. La animale, de tur. Deci îi plac atât de tare, e ce simpatică e cu asta, zici că e cowboy. Așa ca la țară, viața la țară, viața de cowboy. Brum, brum, ai tu mașinuț acolo. Brum, brum. Îți place căprița? Ce ai văzut acolo? E o albină aia. O albină. O albină e bebe. Așa. Dă-i turul pe la toate, hai. Așa, hai. Așa, hai, ia vezi. Totul e în regulă? Mai trebuie ceva făcut? Mai trebuie să mai dăm apă, ceva? De-aia? E cald, le facem azi baie? La porumbei, da? Au și Tomiță. Și s-a agățat aia acolo. Nu mai fac o ea. I s-a agățat cârligul ăsta. S-a agățat asta aici. Ia-o. Și tot eu, da, fii atent. Da. Ai fost astea în picioare? Ce simpatică cu ele. Hai, du-te și la iepuri. Se duce singură peste tot. Și la iepuraș, se duce, râde la ei. Le mai dă câte un pai de mâncare, câte un... Ce apucă, ce găsește. Dai, mă dărâm. Ai venit în mine, aici mă dărâm. Da. Rutina de dimineață la animale împreună cu Miruna, facem turul. Cine l-a lăsat pe ăla? Nicolas, nu? Nicolas. Pa, pa, pa.
Nu miroase, nu? Așa, așa, acum la iepuraș. Așa, cu atenție, hai. Și fiți atenți acum cum reacționează la iepuri. Ei. Ei. Care îți place cel mai mult? Hai, le dăm mâncare? Le dai papa? Miruna? Uite, hai că-ți deschid aici. Nu, hai că-ți deschid aici la asta. Hai, papa. Uite, luăm papa. Și le dăm? Papa, hai, ai curaj. Bravo! Bravo! Așa, bravo! Da, pune-l acolo. Acolo, așa, de bravo! Da. Cam așa e acum dimineața. Un al doilea ajutor după mine. Că Nicola se la grădi și Miruna e acasă. Ia. Mai dau, mai dau, am închis ușa și... Hai, dă-i, dă-i, dă-i acolo, da, da. Da, da, da. Pune-le, pune-le. Da, da, da. Pune acolo. Da, bravo. Ai lăsat-o acolo? Gata? Așa, așa. Hai, mergem de aici, pa? Mergem, pa? Pa? Hai, pa! Ca și hrană tip granulă pentru căței folosesc dintr-astea de la Premil. Sunt la fel pe foarte multe arome, cu pui, vită, porc, cu vegetale. Am și pentru pisicuțe în partea asta, la altă, ăștia granule mai mici la pisicuțe, de la KitKat, Kirby, nu știu că e invers, nu pot să citesc acum, tot de la Agroland, deci avem și varianta tip granule și varianta uscată și ocazional le mai dăm și supe la câini și nu doar supe, orez, paste, adică le facem și mâncare gătită. Evităm să le dăm oase doar dacă sunt ceva oase mari de porc sau de vită, nu le dăm, la început le dădeam și noi în anii din urmă, nu știam că nu sunt bune oasele de pui, de se pot sparge, le pot răni pe stomac, în mațe, pe gât, deci evitați și cumpărați o hrană adecvată. Eu vă recomand site-ul Agroland, vă reamintesc că aveți site-ul în descriere, puteți să comandați online sau în magazine. Și mă puteți ajuta pe mine sau să folosiți și voi codul Viața la Țară 05, aveți 5% discount, reducere pentru orice comandă pe care o folosiți online. Pare bunicel, nu e chiar galben-galben? Nu știu, mă vede cât e de bun. Avem porumb de fiert, din grădină, la mijlocul lunii octombrie, pentru că am mai pus... Mai târziu, așa ca să dăm, uite, asta e chiar bun, asta e perfect. Dar mai sunt destui, nu? Da. Da. Porumb de copt, de fiert. Nu e porumb dulce, e porumb normal, dar e numai bun. Pentru orice a mânca porumb. Acum, da. Orice porumb e bun. Nu mă refer, că nu e chiar ca sămânța aia pe care ai pus-o în primăvară la dulce, dulce. Și ăla e bun și ăsta e bun. Porumb. Din grădină. Puneți și în iunie, iulie și o să aveți în octombrie. Sau chiar când ai pus? Asta e în august, ăsta ai pus. Din ceapa, ce să stea? Ăsta ai pus în august, nu? Poate în ceapa, punem altceva. Exact. Da, dar ăsta ai pus în august, nu? Parcă când... Da, la începutul august. La începutul august. Ceapa, chiar da, nu mai știu exact, dar oricum, iulie, august. Da. Porumb de fiert. Frunzele la capră. Miro?
Miro! Ce-ai găsit acolo? Ce-ai găsit, frunza? Hai! Nu te-ai plictisit? Mai dai o tură în spate? Nu există. Vrei roaba? Îți dau roaba, poftim roaba. Hai, adună nucile, că am adunat un sac de nuci de la nucul de aici și mai sunt de căzut. Da? Nu așa, cu fața. Îți dau remorca? Unde pleci? Da. Așa cere ea struguri. Vrei struguri? Da? Nu, alea de vreo nu-s bune, boabele. Hai că-ți dau eu alții. Hai așa. Poftim. Așa, ia le pe toate. Ce fericită e acum. Vrei și asta? Deci, vrea să facă două lucruri odată. Vrea să ia și roaba, dar să aibă și boabe de struguri în mână și se supără că nu poate, uite. Uitați-vă la ea. Se supără că nu poate să facă două lucruri odată. Exact ca taică-su. Ce-i, bebe? What? Uite, bă, avem aici unul care se uită la noi. Bă, nu știam ce se uită fata în sus. Tragi cu ochiul, mă? Mă! Asta te uitai? Da, la asta te uitai? A dispărut, nu mai e. Tomiță pe sus și ea făcea cu mână. Păi, fata, mâncă și strugurei. Mănâncă și strugurei. Da. Da, Miruna. Bravo. Îi plac foarte mult fructele. Strugurii, mure, smeură, căpșuni, mere, banane, orice. Orice fructă mănâncă. Nu refuză absolut nimic și ne bucură foarte mult. Și mai ales faptul că avem prin curte. Vrea și nuci, numai că nucile sunt puțin cam periculoase pentru ea. Nu știe încă să mestece și n-are toți dinții. Și nu prea este recomandat doar să-și credeai pastă, să le sfarem, să le faci într-un terci ceva. În schimb, Nicola se mănâncă foarte multe nuci. Da, le-ai împrăștiat, știu. Le-ai împrăștiat. Da? Da? Deci uite, că dacă vede că ai struguri sau fructe ceva, vrea să țină în ambele mâini plus gura plină. Da. Hai, bebe. Hai, bebe. Hai că avem activități, azi e frumos. Da, trebuie să strâng de pe aici, să mai adun nucile căzute. Mai sunt nuci care trebuie scuturate, deși am bătut nucul. Hai să vă arăt câte nuci am adunat. Să vă arăt momentan. Deci am adunat un sac plin, l-am pus la uscat și mai sunt prin anumite porțiuni pe unde n-am ajuns pe sus, o să mai cadă singure și le adun așa una câte una. Uitați-vă, ca exemplu, de cele ca zilnic în continuu, iar adun nuci și le-am pus aici la uscat. Deci astea sunt doar de la un nuc. Trebuie să-l bați și pe celălalt, de la câini, de la țarc. Foarte faine. Astea sunt mai micuțe, iar cele de la țarcul câinilor sunt mai mari. Cred că am vreo 2-3 adunate și de pe acolo, că erau căzute. Deci astea sunt mai mari și astea din sunt cam duble gen. Cred că se vede diferența. Gen 2 de la cel de aici și astea sunt mai mari. Dar faza e că toate sunt bune, au coaja subțire, se spar foarte ușor și miezul foarte bun și dulce. Te-am găsit din nou. Te-am găsit din nou. Măi. Te-am găsit. Da, mănâncă struguri. Miau, ce-i miau? Grigeto. Avem 6 pisici, 4 căței. Ce, îți stă în cale? E în drumul tău? Hai, poți să treci.
Hai că ai loc. Nu știu ce o deranjează, uite cum trece pe lateral ca să poată să alerge. Da. Da. Miau miau face psica. Bravo. Bravo, Chico. Face miau miau. Miau miau face psica. Miau miau face psica. Da. Miau miau. Face. O strigi pe Sabina? A pe Chiara vrei? Strigi? Bravo. Bravo. Cucubau? Cucubau? Cucubau. Face miau miau. Da. Ia zi like. Puneți un like acolo mare. Spune, spune like, like. Dați aici un like ca să poată să facă și, ea, și el. Cucubau. Da. Vorbește, dar când are chef. Uite, mă miră acum că stau cu camera pe el și poate să-l filmez, că mereu refuză. Da, Chico, da. Un mare Alexandru. Țuțu. Da, da, și prieteni, o zi foarte frumoasă și astăzi. Multe activități prin gospodărie. Mai facem un vloguleț așa de zi cu zi. Trebuie de acum să se ocupe draga mea soție și de trandafiri, trebuie legați. Da, Chico. Ia uitați-vă la ea cât de mult s-au înălțat până sus, aproape cât casa. Trebuie să îi legi la arcada acolo, după care trebuie tăiați aceștia. Încă sunt plin, plin de flori. Cred că o să fac un tur complet într-un următor videoclip și o să vi prezint. Și după care o să se ocupe de curățarea trandafilor. Încă e vremea plăcută, încă avem foarte multe flori. Ia uitați-vă ce e aici, la trompete. Dar o să fie un video separat, așa că nu uitați să vă abonați pe canal, să dați un mare like și ne vedem data viitoare. Zi frumoasă și numai bine!